Acuzații grave la adresa angajaților penitenciarului de maximă siguranță din Iași, un deținut condamnat la 10 ani de detenție face acum greva foamei. A renunțat să mai mănânce după ce a observat că îi lipsesc pachetele trimise de către cei dragi de acasă. Este metoda bărbatului de a atrage atenția conducerii în speranța că își va primi bunurile înapoi. Reporterii Iași TV Live au încercat să ia legătura cu deținutul, însă conducerea penitenciarului de maximă siguranță Iași nu a fost de acord. Soția deținutului a fost cea care ne-a povestit calvarul prin care trece bărbatul. La penitenciar noi au eliberat bonul ăla de magazin în două rânduri, adică un exemplar la magazinier și un exemplar soțului meu. Și s-a trezit acum, după 4-5 luni de zile, de când a făcut în mod frecvent cumpărături și a depozitat acolo, că a vrut să retrag anumite produse care le mai avea acolo și nu, în loc să ai 40 de pachete de țigări cum ar fi trebuit, așa avea numai 30. Iar pe unul din bonurile alea de magazie se cunoaște că din 2 este făcut cifra 1. Soțul meu trebuie să intre refuz de hrană, în primul rând ca să-l asculte conducerea penitenciarului, ca să nu-l băga niciun gardian în seamă. Cazul deținutului este foarte cunoscut. Iulian Petronel Costea a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru tentativă de omor calificat. A fost găsit vinovat după ce în anul 2018 ar fi înjunghiat un bărbat în piept în urma unei dispute legate de un loc la rând. Noi avem mai multe plângeri făcute pentru mai multe abuzuri care s-au întâmplat în penitenciar. Deci nu este singurul. Nu este primul loc, nu e prima oară. Contactați telefonic reprezentanții penitenciarului de maximă siguranță Iași, confirmă cazul și spun că au început o anchetă internă. În cursul acestei zile, la nivelul unității noastre, s-a primit o reclamație din partea soției unui deținut, pe care noi îl avem în custodie, prin care reclama că din bagajul acestuia i s-ar fi sustras un număr de pachete de țigări. Bagajul acestuia se afla la magazia unității. În urma sesizării primite, conducerea unității a dispus efectuarea unor cercetări administrative, iar dacă se va constata într-adevăr că bunurile nu se află în magazia unității, se va declanșa și o cercetare de către organele competente. Bărbatul mai are de petrecut mai bine de 5 ani în penitenciarul din Iași. Până acum, deținutul a depus nenumărate plângeri cu privire la condițiile în care își ispășește pedapsa.